Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la Lumea în Obiectiv. În această seară avem o lecție de viață, așa cum v-am promis, Ovidiu Milian. Din Oradea, alături de noi, spun bună seara și bine ai venit în premieră la Lumea în Obiectiv. Bună seara, Mircea, și bine v-am găsit. Ovidiu Milian, cine este? Pentru că noi trebuie să știm cine este, pentru că este în premieră, îi facem CV-ul de obicei, așa, și e bine să-l cunoaștem și prietenii mei care te urmăresc pe Facebook și te ascultă, depinde de fiecare cum reușește. Ovidiu Milian este un băiat de 33 de ani, un om simplu care s-a născut într-o localitate lângă Oradea, la 50 de kilometri, în localitatea Ideșului de Zubrești, județul Bihor. Are vreo dizabilitate sau nu? Și vine de tineri cu tineri aici. Așa. Și mai spuneți că lucrat de biserică în țară, în biserici, bun, de evanghelizare. Da, te întrebam de dizabilitate. Dizabilitatea mea a apărut în urmă cu 33 de ani, exact când m-am născut odată cu... Am înțeles. Cu venirea mea în lumea aceasta, am făcut cu boala aceasta numită distrofie musculară. Este o boală genetică moștenită și n-am aflat despre distrofia musculară că o am până în urmă cu 9 ani de zile, la aproximativ 25 de ani. Bun, cum au decurs anii vieții tale? Pentru că am vrea să știm așa, cum a fost copilăria ta, cum ai ajuns până aici, așa, din istoricul vieții tale, să ne spui câte ceva. Deci, ce să zic, am avut așa o copilărie fericită, plină de încercări. Încă de la vârsta de 5 ani de zile am avut o fractură la piciorul drept. Am fost operat și tot așa am trecut de la 5 ani până undeva la 14 ani de zile. Aveam 3 fracturi, vreo 5 operații. A fost plin de încercări, o copilărie frumoasă, pot să spun așa, cu părinții care au fost alături de mine, care m-au ajutat, m-au sprijinit și mă sprijinesc în continuare, cu prieteni, cu vecini, cu oameni deosebiți. Nu a fost un șoc pentru părinții tăi că te-ai născut cu dizabilitate? Poftim? Nu a fost un șoc pentru că te-ai născut cu dizabilitate, părinții să zică, wow, ce copil avem, ce facem cu el? Nu, n-am simțit asta niciodată, i-am simțit alături de mine și am văzut că au acceptat asta ca un lucru din partea lui Dumnezeu. Și nu mi s-a părut ca... Niciodată nu m-a simțit să zic că aș fi o povară pentru ei. Spuneai că cei din jurul tău sunt aproape de tine și asta e un lucru minunat. Nu ai simțit niciodată că ești respins de societate? Nu ai fost respins poate de anumite persoane care ți-au devenit prieteni pe parcurs, intrând în viața ta și cunoscându-te mai bine? Ba da, am avut parte și de oameni de felul ăsta care m-au respins, care mă simțeam așa, dar foarte puțini oameni, dar totuși în timp am reușit să leg relații de prietenie chiar și cu cei care poate aveau o reticență față de mine sau față de handicapul meu, de dizabilitate pe care o am. Ne poți spune cum te descurci, care sunt limitele tale, pentru că ca să știe lumea exact despre ce vorbești, ce poți face și ce nu poți face sau care sunt lucrurile limitate și care sunt cele care le poți folosi. Deci eu, Mircea, până în urmă cu aproximativ 4 ani am putut să umblu. Puteam să merg până la mașină, la baie mă descurcam singur, dar de vreo 3-4 ani acum mă descurc mai greu cu ajutorul părinților, mă ajută mama, mă ajută fratele meu, tata. Eu mă descurc, să zic așa, să mă îmbrac singur, dar mai greu un pic, dar mă descurc acum și mă descurc să fac transferul după pat pe căruț, să merg la baie, să merg la ceea ce am eu nevoie, dar am nevoie permanent de cineva care să mă ajute și așa, dar mă descurc. Nu... Am nevoie oricum tot timpul de cineva alături de mine care să mă ajute. Am înțeles. Spune-mi, te rog, ce ai studiat? Pentru că pare un băiat foarte isteț așa și care nu s-a lăsat bătut și a făcut ceva în viață.
Eu, fiind tot cu probleme, din clasa 7 am avut o fractură și o operație la piciorul stâng și din cauza asta un an de zile n-am putut să merg la școală, dar profesorii m-au trecut și anul respectiv. Am pierdut mult în domeniul acesta și n-am putut să mă pregătesc foarte mult și pentru examenul de capacitate care urma să fie clasa 8-a. Și așa am ajuns și am intrat la un liceu fără frecvență, am terminat liceu fără frecvență, Traian Buira. Mi-am dat bacul, am luat cu o medie destul de mică bacul, dar l-am luat. M-am înscris după aia la facultate la finanțe bănci în Oradea, la Universitatea Oradea, m-am înscris la finanțe bănci, dar din cauza dizabilității și a faptului că instituțiile din țara asta și în special cele de învățământ nu sunt dotate cu rampe pentru persoane cu dizabilități, pentru că n-am avut ocazia asta, n-am putut să mai continui studiile și am renunțat după primul semestru. Bun, spune-mi cum ai fost tratat de profesori, că ai vorbit că... Eu am fost în semestrul ăsta de foarte puține ori, nu știu dacă am fost de vreo 7-8 ori la cursuri, dar nu am simțit să fiu tratat cu indiferență sau... Nu am simțit asta. N-ai simțit diferența dintre colegii ceilalți și tine, că profesorii te dezavantajează sau... Nu. Și anul trecut am încercat la psihologie să mă înscriu, m-am înscris de fapt la Universitatea din Brașov. Au fost locuri foarte multe și au fost foarte mulți pe 60 de locuri, 130 și n-am intrat. Dar nu mă dau bătut, anul ăsta vreau să intru la psihologie la Aradu, să încerc să-mi bag dosarul zilele următoare când încep înscrierile. Și o să încerc și îmi doresc și cu ajutorul lui Dumnezeu. Sper că anul acesta o să fiu student la psihologie. Ăsta este visul meu. Dacă nu intru acum, am zis că și dacă intru la 40 de ani, tot fac Bun. Facultate. De ce îți place psihologia? Ce zici? De ce îți place psihologia? Pentru că îmi place să citesc oamenii, să văd dincolo de vorbele care le spun ei și să pot să vin în ajutorul oamenilor. Pentru că eu vreau să mă duc pe psihologie, pe partea de consiliere psihologică. Bun. Să consiliez oameni cu diferite probleme, copii care au fost abandonați, eu știu, tot felul de situații. Asta simt și eu, într-un fel, chiar dacă nu am facultate terminată, mă ocup și slujesc cu tineri de 11 ani aici la noi în biserică și într-un fel mai ajut oameni, mai sfătuiesc în felul acesta și asta îmi place să fac cel mai mult, să lucrez cu oameni. Cât de mult te-a ajutat Dumnezeu în viață? Cât e de important în viața ta? Dumnezeu m-a ajutat foarte mult în viață. El a fost singurul care chiar niciodată nu m-a părăsit. A fost alături de mine, m-a binecuvântat. Și știu că singura sursă care m-a ajutat să depășesc acest handicap, aceste probleme care au fost în viața mea, aceste încercări care au fost în viața mea, a fost Dumnezeu. E singura pune care nu se rupe niciodată. Și promisiunile lui Dumnezeu sunt toate așa, oamenii fac promisiuni că o să fie cu noi, că o să fie alături de noi. Până la un loc și până la un punct sunt alături de noi, dar dincolo de declarațiile unui om, dincolo de ajutorul și de, eu știu, oricât ar avea cineva să ne dea o mână de ajutor, este Dumnezeu care ne poate ajuta. Care este versetul care te-a întărit cel mai mult sau cartea din Biblie care te asemeni tu cu un personaj sau cartea care... O preferi, versetul, citatul care te motivează, te întărește și ajungi și pe alții. Da, eu am un verset care mă motivează, dar aș vrea să spun, dacă îmi permiți acum, da? Că în urmă cu 9 ani, când am fost suspectat de distrofie musculară, am fost la Budapesta să-mi fac analizele, mi-au luat probă de mușchi acolo și medicii de acolo mi-au spus că după rezultate că am distrofie musculară și distrofia aceasta musculară așa de mult a avansat încât în 2 ani de zile mușchiul cardiac va ceda, se va topi, că asta înseamnă mi se topesc mușchii peste tot în corp și în final se topește și mușchiul cardiac și în momentul acela inima mea o să cedeze. Asta era în urmă cu 9 ani de zile. O zis că mai trăiesc încă 2 ani de zile. Și bineînțeles, mama și toți cei din jur erau descurajați, erau supărați, crezând că o să plec în veșnicie, dar Dumnezeu avea un plan măresc cu mine și pentru asta m-a ținut în viață și mi-am luat un verset, acum să nu fiu prea lung aici, Psalmul 118,
cu versetul 17. Ăsta e motoul vieții mele pe care mi l-am luat în ultimii ani și după el mă ghidez și îl văd practic și viu în viața mea versetul acesta. Care zice în felul următor, dacă îmi permiți să-l citesc. Da, te rog, te rog. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Deci eu am luat cuvântul acesta personal pentru mine, un cuvânt al credinței, că nu voi muri și asta se întâmplă. De fapt, ci voi trăi și dacă voi trăi și dacă trăiesc pe pământul acesta, fiecare om trăiește pe pământul acesta, trebuie să gândească că un scop Dumnezeu ne îngăduie, ne lasă să trăim pe pământul acesta cu scopul de a povesti lucrările Domnului. Spune-mi, te rog frumos, că tu, din ceea ce spui, l-ai cunoscut de mic pe Dumnezeu, ai o relație specială cu Hristos, dar tu faci ceva aparte pentru Hristos, față de ceilalți oameni. Pentru că... Nu a fost întotdeauna așa, eu nu am cunoscut de mic pe Hristos, eu m-am întors la Hristos la 20 de ani. Dar tu vii dintr-o familie de credincioși. Nu vin dintr-o familie de credincioși practicant. Dintr-o familie de credincioși care practică o credință istorică, credința ortodoxă. Așa. Care acum nu practicau și nu practică nici acum așa, din când în când, la Paști, la Crăciun sau eu știu, da, prin un eveniment. Deci să înțeleg că ești singurul din familie. Părinții mei. Nu, te întrebam dacă ești singurul din familie. Nu, mai am pe fratele meu care eu sunt fost primul la Hristos și prin el am întors și eu. El e căsătorit și are 7 copii. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin și tot dumneavoastră. Bun. Deci la 20 de ani te-ai întors la Hristos. Ce, da. Când ai luat prima dată contact cu Hristos? Prima dată contact cu Hristos am luat printr-un grup de tineri. Eu prin tineri m-am întors la Dumnezeu. Fratele meu, după ce s-a întors la Domnul, el s-a întâlnit cu Domnul Iisus în Spania, undeva la un grup acolo de rugăciune, au fost, au adunat și acolo Dumnezeu mi s-a descoperit și când a venit din Spania, a fost total schimbat. Noi până la vârsta respectivă, când fratele meu a venit din Spania, până la 20 de ani, eu și respectiv el până la 18-19 ani, organizam discoteca aici în Hindișeu de Dobrești, eram cumva chiar noi implicați acolo, am luat în chilie căminul, mama mea era la taxare, fratele meu era un fel de om de ordine și eram cam toată familia prinși așa într-un fel, în lucrarea diavolului, să zic, în felul acesta. Chiar era o lucrare a diavolului care ne zdrobea sufletul și care ne aducea doar amărăciune, doar o plăcere de o clipă și după aceea amărăciune, durere, lacrimi și cum e viața fără Dumnezeu, de fapt. Ce te-a determinat să spui da lui Dumnezeu și prin botez, prin mărturie de credință publică și să îl urmezi cu toată inima? Pentru că există un declic. Dom'le, gata, s-a terminat cu totul și trebuie să fac lucrul acesta. Da, urma să-ți povestesc nicio. Și fratele meu venind acasă, tot m-a invitat la biserică. Avea dorința să mă vadă mântuit, cum ar trebui ca fiecare om și fiecare dintre noi să avem dorința ca cei din jurul nostru să fie mântuiți, să-L găsească pe Hristos. Și i-am zis la un moment dat, auzi, eu am suferit destul în viața asta, vreau să mă distrez, lasă-mă, tu cu tale, eu cu mele. Și când a fost într-o seară, mi-a zis, Ovidiu, vezi că pe data cu tare la noi acasă o să vină tinerii la rugăciune. Și dacă vrei să vii și tu împreună cu noi. Am zis din respect, nu din altceva, nu din dorința de a mă ruga sau de a-L căuta pe Dumnezeu. Am zis un da, a venit seara respectivă cu pricina. Și au început tinerii să vină. Și nici vreau să spun că au început să vină copii de 13 ani, de 14 ani, peste 20 de ani, nu știu dacă erau vreo 3-4 persoane. Și ziceam așa, bă, dar ce vor să facă pocăiți ăștia? Vor să facă aici grădiniță? Ce facem cu copiii ăștia? M-au chemat să mă joc, să... ce să facem aici? Și vreau să spun, Mircea, că după ce s-au adunat, am intrat în camera respectivă. Când am pus mâna pe clanța ușii să intru, tinerii cântau o cântare. Adu-ți aminte, tânăr drag, de sfatul cel de acasă. Cu mama ta spunea mereu, tu ești creat de Dumnezeu, de ce oare nu-ți pasă? În momentul respectiv, o cercetare din partea lui Dumnezeu, zic eu că a fost, din creștetul capului până în talpa piciorului, am simțit așa un fior și o cercetare a lui Dumnezeu și în fața mea mi-a apărut o imagine, ca să n-am mai spus, la 14 ani am făcut o promisiune Domnului.
dacă eu mă mai îmbla pe picioare, să slujesc pe Dumnezeu. Bineînțeles, cum înțelegeam la 14 ani, neavând legătură cu biserica și cu oamenii născuți din nou. Și în momentul când am intrat în camera respectivă, în fața mea, o misiune de la 14 ani, era la 6 ani diferență. Mi-a părut așa, cum aș vedea în fața mea, pe mine, pe salteala soare, convințându-i lui Dumnezeu că dacă mă ridică din starea respectivă, o să-l slujesc pe el. Și în seara aceea, văzând tineri cum îl laudă pe Dumnezeu, copii de 13, de 14, de 15 ani, își cereau iertare și se simțeau vinovați. Eu mă simțeam cu atât mai mult vinovat, pentru că până la 20 de ani, eu trăiam ca și un om din lumea aceasta și mama mea era alături de mine, părinții mei, o juram și pe mama care niciodată nu m-a părăsit și a fost alături de mine în spital, în încercări, în problemele în care am fost, a fost alături de mine. Însă diavolul, așa într-o stare, m-a dus încât să-mi bajocorescea și mama și pe cei din jurul meu. Dar în seara aceea Dumnezeu m-a cercetat. Însă nu m-am întors chiar în seara aceea la Dumnezeu, am mai amânat vreo câteva zile și la câteva zile au venit la noi la rugăciune câțiva bărbați la adunare la rugăciune și fratele meu iar m-a invitat din nou la rugăciune acolo să mă rog împreună cu ei. Și între ei, acum Mircea, eu spun deschis aici, a spus că pot să spun orice, da. Între ei era un proroc, eu cred în proroci, eu cred că Dumnezeu și că Duhul Sfânt s-a schimbat, fiindcă suntem în preajma rusaliilor care au trecut de câteva zile și am sărbătorit, eu cred că rusaliile nu sunt doar un moment și nu au fost doar în urmă cu 2000 de ani, ci rusalii trebuie să fie în viața noastră în fiecare zi, adică să fim plini de Duhul Sfânt. Corect. Și între ei era un frate care avea descoperiri din partea lui Dumnezeu și prin care Dumnezeu vorbea. Și eu nu puteam să cred așa ceva, că Dumnezeu lucrează și astăzi, că Dumnezeu încă mai vorbește prin oameni și că Dumnezeu descopere unui om o anumită stare a unui suflet. Și bărbatul acesta avea pentru ei descoperiri și le vorbea la fiecare parte, zicea eu cum că i-ar vorbi Dumnezeu. Și m-am spus cu ei la rugăciune, m-a întrebat dacă știu să mă rog. I-am spus, auzi, eu știu să mă rog Tatăl nostru sau Îngerașul meu. M-am pus cu Tatăl nostru, zice Tatăl nostru e super, am pus cu Tatăl nostru, m-am rugat. Și în timp ce ei se rugau, eu îi bajocoream, zicea, cum poate să creadă așa ceva? Însă, în timpul rugăciunii, la un moment dat, mi-a venit un gând. Și am zis, dacă asta este calea mântuirii și pe aici, prin oamenii aceștia, eu pot să găsesc salvare și pace sufletului meu, eu de astăzi o să-L urmesc Dumnezeu. Dacă omul respectiv îmi spune și mie exact ceea ce nu știe niciun om de pe pământul acesta, îmi descopere exact taina care o am în inima mea, atunci eu mă întorc la Dumnezeu și înseamnă că pe aici sufletul meu poate să fie salvat. Mici, dăm voie să spun că o dura câteva secunde și bărbatul respectiv a venit și a pus mâna pe mine și mi-a spus exact viața mea. Și din momentul acela, în viața mea s-a produs o schimbare totală. Până atunci eram dependent de tutun, dependent de alcool, 3-4 zile pe săptămână eram sub influența alcoolului, eram într-o stare foarte rea departe de Dumnezeu și cu o stare fizică nu foarte bună și totuși, starea fizică, dizabilitatea, handicapul, nu m-a oprit ca, eu știu, ca să-mi bat joc de mine până la urmă și de cei din jurul meu. Pentru că diavolul asta e interesat, să-și bată joc de noi prin orice metode și prin orice posibilitate. Dar Ovidiu, Ovidiu, am hotărât și am Ovidiu. Dumnezeu m-a eliberat total de tutun, de alcool, de înjurături și de tot ce era urât. Ovidiu, cineva mi-ar spune așa, păi bine, poate că dizabilitatea ta te-a făcut să te apropii de Dumnezeu, că te-ai simțit atât de neacceptat, atât de jos sufletește, încât ai ales să-L urmezi pe Dumnezeu, că dacă erai pe picioare și erai foarte bine, poate nu făceai lucrul ăsta. Mircea, eu pot să confirm și cei care i-am prieteni pe Facebook acum și aud la ora asta, pot să confirm că eu aveam o relație deosebită cu oamenii din jurul meu și din sat și chiar eram organizator de discoteci, de revelioane, deși eram implicat și eram cumva, nu pot să zic că numărul unu printre ei, că aș exagera. Eram unul printre ei care îi organizam și care mă ocupam de ei în felul acesta pentru a ne distra și pentru a-i satisface dorințele și plăcerile de o clipă. Dar eu n-am avut, eu știu, nevoie de a fi acceptat. Eu eram acceptat în societate, în anturaj, eram foarte bine acceptat. Dar aveam ceva, o lipsă în inima mea, un gol, care nu poate să-l umple nici banii, nici plăcerile din lumea asta,
nici anturajul, absolut nimic. Îl umple doar Dumnezeu. Și de asta aveam nevoie. Și acum l-am găsit. Acum l-ai găsit și faci o activitate pe care mulți o fac, care sunt pe picioare, dar tu o faci cu scaunul rulant sau fotoliul rulant, mai bine spus. Ce faci concret? Ce faci concret? Pentru că mulți tineri s-ar zice, domnule, eu nu pot, eu sunt în scaun rulant, eu nu pot, depinde X, depinde Y, eu nu pot, punct. Îl iau pe nu pot în brațe. Da, iată, nu pot în brațe și ăsta nu e un lucru care ne ajută, dimpotrivă, e o barieră în care nu stă. Eu vreau să spun, Mircea, că în boală și neputință, eu am văzut nu o barieră, ci o oportunitate de a sluji mai mult pe Dumnezeu și să fiu mai eficient în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că în viața asta ne putem uita, Mircea, la o problemă, fie problemă de sănătate, fie una familială, fie orice fel de problemă, o putem vedea ca pe o barieră în viața noastră sau putem vedea ca pe o oportunitate de a-L sluji mai mult și de a ne dedica lui Dumnezeu. Concret, nici să spun ce fac mai exact, de 11 ani slujesc împreună cu tinerii de la Biserica Pentecostală de la Edișeul de Dobrești, ca lider de tineret. Mă ocup cu set de tineret, împreună cu ei facem rugăciuni, o să avem o tabără și anul acesta la Brașov și ne implicăm în diferite cazuri sociale, dacă este nevoie, cu tinerii. Am participat și am fost într-o misiune și masculi la Săraș cu o parte dintre tineri și încercăm să ajutăm oamenii cât putem și la... De câteva luni de zile colaborez cu asociația asta AMONS din Oradea, da, și merg și împreună cu tinerii de aici, facem slujire, curățenie la oameni cu dizabilități care nu se descurcă, tot felul de slujiri și oriunde este nevoie și putem da o mână de ajutor, o facem cu bucurie. În ideea asta de misiune a Evangheliei, ce face ție să... Ce-ți place ție să faci concret? Pentru că, na, acum toată lumea spune, ești limitat, tu nu poți să faci anumite lucruri fizice pe care le fac cei care sunt tineri și sunt pe picioare. Ce faci concret cu persoana cu dizabilitate, persoana care se află într-o nevoie? Care este rolul tău? Eu, în lucrarea de misiune, sunt implicat cu familia Ambrău de la aici, de la Dobrești, și cu ei împreună slujesc prin mărturia mea personală, depun mărturia personală, predic din Cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta se duce lucrarea mea. Și ai și o altă activitate în afară de misiunea Evangheliei? Pentru că toată lumea mă va întreba, bine, bine, dar în afară de asta mai faci altceva? Mai te ocupi cu altceva? Cu altceva? Deci, cu asta mă ocup. Mă ocup și cu evangelizarea aici la biserică. Eu mă ocup cu să aduc oameni pentru evangelizare, predicatori, cântări. Uh-huh. Lucrarea asta la biserică aici sunt implicat. Uh-huh. Cel mai mult. Altceva nu fac. Ok, prietenii noștri pot intra direct aici pe Facebook sau pot să ne scrie întrebări pentru tine, gânduri pentru tine, orice doresc ei, sunt bineveniți să o facă și să-ți adreseze întrebări și poate gândurile lor și tot ceea ce doresc ei să îți spună din toată inima. Da, uite, spune-ne care este momentul tău cel mai greu pe care tu l-ai trecut în viață și cel mai fericit din viață, dacă ne poți spune despre aceste momente pe care tu le-ai trăit până la 33 de ani. Cel mai trist moment din viața mea. Cel mai trist și a fost momentul în care timpul acesta care a fost fără Dumnezeu. Și momentele în care poate și de când m-am întors la Dumnezeu, am avut unele momente în care m-am îndepărtat oarecum de Dumnezeu și n-am mai avut acea legătură care aveam la început cu Dumnezeu și în momentele acestea au fost cele mai triste pentru mine și cele mai greu de depășit. Uh-huh. Iar cel mai fericit om a fost în momentul în care l-am găsit pe Iisus Hristos și am găsit pacea, eliberarea Lui, atunci am fost cel mai fericit. Am constatat că dacă l-ai pe Dumnezeu în inima ta, ești cel mai fericit om. Asta e cea mai mare fericire. Nu știu dacă îl cunoști pe Aurel Burcea, dar o afirmație a lui sună în felul următor. Și am mai întrebat și alte persoane, întreb, dar
a venit și rândul tău. Ea spune așa, în afirmația de 30 de ani mai bine, din 1986, el este în scaun rulant datorită unui plonjon în apă și în vorba populară și afrânt gâtul. Ea spune așa, mai bine în scaun rulant și cu Dumnezeu decât pe picioare și fără Dumnezeu. Cum vezi această afirmație? Această afirmație e o afirmație reală, pentru că putem să fim pe picioare și să nu avem liniște, să nu avem pace, să nu avem fericire împreună cu Dumnezeu, sau, așa cum afirma și dânsul, putem să fim într-un scaun curulant, să avem pace, să avem liniște, pentru că am înțeles din Scripturi și din viața, din experiența personală, că fericirea este în Dumnezeu. Și zicea și psalmistul la un moment dat, eu mă bucur în Domnul. Și alții nu se bucură în Mercedes, alții nu se bucură pe picioare sănătoși, alții nu se bucură cu toate bogățile de pe pământul acesta. Deci bucuria și fericirea noastră nu ține de un scaun rulant. Poți fi fericit și un scaun rulant sau poți să fii nefericit sănătos. Pentru că afirmat cineva în urmă câteva luni de zile, am fost la un azil de bătrâni și acolo o femeie spunea în felul următor. Pentru mine căruciorul cu rotile a fost o barcă de salvare. Deci căruciorul cu rotile, boala sau neputința, poate să fie pentru noi o barcă de salvare. Un mod prin care sufletul nostru să se facă mai bun, mai aproape de oameni, să fim mult mai motivat de a-L sluji și de a-L lăuda pe Dumnezeu. Am înțeles. Uite, care este mentorul tău cu care te sfătuiești? Sau un om care îți poate fi exemplu aici pe pământ, de care te-a inspirat foarte mult? Mentorul meu a fost chiar păstorul bisericii care păstorește biserica. A fost un exemplu pentru mine. Am văzut dorința lui de a promova oameni, de a ajuta oameni, de a implica oameni în lucrare și asta mi-a plăcut tare mult. Și faptul că era un om care citea foarte mult. Și de la el am fost așa inspirat să citesc, să mă apropiu, să-L caut pe Dumnezeu, ascultându-L pe dânsul, predicând, relaționând cu oamenii, văzând lucrarea care o face în casa lui Dumnezeu. A fost un mentor al meu, este un mentor al meu și în continuare mă consult cu el și ce să zic, el a fost pentru mine, un exemplu. Da, te întrebasem ceva mai devreme, care este cartea ta preferată a Bibliei și personajul biblic preferat sau cu care te identifici? Acum ce să zic, am mai multe personaje preferate și pasaje, dar așa cel mai mult din Biblie mi-a plăcut cel mai mult și îmi place cel mai mult David. David. Ce-ți place la David? Ce-ți place la David? Ce-mi place la David? Uh-huh. În primul rând îmi place sinceritatea lui, chiar și în momentul în care omul acesta a avut un eșec în viața lui. La un moment dat a avut puterea să fie un om sincer, să recunoască stare și Dumnezeu o știu că ai văzut. Apoi ce mi-a plăcut la David, dorința lui de a fi în casa Domnului, de a lăuda pe Dumnezeu. Uite, a scris majoritatea psalmilor scris de David, omul acesta care a scris psalmii aceștia de laudă la adresa lui Dumnezeu. Un om care au văzut dincolo de problemele care le-au avut chiar și în familie, chiar la un moment dat, dacă ne aducem aminte de episodul cu Absalom și s-au indicat împotriva lui chiar cei din casa lui, omul acesta a făcut o declarație în psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Am văzut în el un om care, indiferent de situație, indiferent de contextul sau conjunctura în care s-a aflat, omul acesta a lăudat pe Dumnezeu. Și asta mi-a plăcut cel mai mult în acest. Tu te identifici Dumnezeu, indiferent de situația care o are în viață. Tu te identifici cu David? Te asemeni cu el în multe lucruri? Da, în unele lucruri da. Uh-huh. În unele lucruri da. E adevărat că eu pot să spun că n-am fost nemulțumit pentru că Dumnezeu a găbit starea asta de boală sau de neputință în viața mea. În afara faptului, de momentul, am avut un moment în care, am spus și mai înainte, a fost poate mai slab spiritual sau așa, dar întotdeauna eu am fost omul care am fost mulțumitor lui Dumnezeu și am mulțumit lui Dumnezeu în orice situație și în orice context și vreau să fac asta până la capăt și să mă apropiu de Dumnezeu și știu că în măsura în care sunt aproape și în măsura în care un om se apropie de Dumnezeu va avea tot mai multe motive de a lăuda pe Dumnezeu,
indiferent de încercările sau problemele care vor veni în viața lor. A fost vreodată în viața ta momente sau în vreun moment să renunți la Dumnezeu sau să te sinucizi? Am avut și momente în care am fost mai așa, mai departe de Dumnezeu și poate că diavolul venea în mintea mea să îmi inducă o stare să renunț la biserică, să renunț la lucrare, dar totuși Dumnezeu care este credincios, care a iubit sufletul meu și care iubește sufletul fiecărui om, nu m-a lăsat, pentru că ne uităm în Biblie și majoritatea oamenilor au trecut printr-o stare de alții chiar și depresie. Ne uităm la Ilie, ne uităm la Ieremia, oameni care l-au iubit și l-au slujit pe Dumnezeu și totuși la un moment dat a venit o stare depresivă în viața lor. Dar totuși, oamenii aceștia s-au ridicat și l-au lăudat pe Dumnezeu. Ca și persoană care este credincioasă, trăiești și viața pe pământ. Și acum te întreb, pentru că cel mai aproape ești de Oradea, cum ți se pare orașul Oradea accesibilizat pentru a duce o viață normală ca persoană în fotoliu rulant? Acum ce să zic, acceptabil pot să zic, nu pot să zic că super mulțumit, sunt foarte mulțumit de lucrurile care s-au făcut în Oradea și Oradea noastră a ajuns la un loc de frunte în țară, așa ca și oraș foarte bine aranjat, foarte bine, eu știu, din punct de vedere arhitectural, dar pe partea persoanelor cu dizabilități s-ar putea un pic mai mult. Instituțiile să fie rampele un pic mai accesibile, că degeaba se fac rampe pentru persoane cu handicap dacă nu putem să urcăm pe ele. S-ar putea face mai mult un pic și prin emisiunea aceasta, prin live-ul acesta, dacă cineva ne ascultă, i-aș ruga să-i provoc ca să facă mai mult pentru persoane cu dizabilități, pentru că astăzi putem să fim oameni sănătoși și mâine să fim într-un căruț cu rotile, să fim o persoană dizabilă și să avem nevoie de un căruț. Și pe partea aceasta are o provocare frumoasă care face Ability, Lydia, la Arab. Provoacă oameni din diferite medii, în special din mediul afacerilor, dar aș dori să îi provoc și pe cei din mediul politic, pe domn primar Bolojan și pe ceilalți, să stea într-un cărucior cu rotile câteva minute să încerce să descurce în Oradea, să meargă la locul de muncă și să vadă cum au acces în felul acesta, dacă au acces la instituție, și să vadă cum decurge viața unui om în căruciorul cu rotile. Doar câteva momente, doar, eu știu, 20 de minute. Să încerce să meargă prin Oradea și să vadă cum se descurcă. E o provocare pe care o lansez. Da, e o provocare pe care ți-o... Poate și personală. Da, vreau să-ți fac o provocare și mai în detaliu. Spune-mi concret lucrurile care lipsesc. M-ai spus de instituțiile, de rampele din instituții, da? M-ai spus oarecum și de rampele sau de accesibilizarea trotuarelor și lucrurile acestea. Ce mai lipsește pentru tine în Oradea ca să te poți deplasa cum trebuie? Ce mai lipsește pentru tine? Da, ce să lipsește? Să vorbim concret, adică nu doar instituțiile au probleme sau trotuarele sunt denivelate sau nu sunt atât de accesibilizate încât tu să circuli în siguranță. Acum eu știu de ce ar fi... Transportul, cum te descurci în transport? În transport. Mai mult. În transport, cum te descurci? Transportul în comun, OTL. OTL. Deci, eu sunt o persoană care nu circul cu OTL, cu tramvai, am permis de conducere de 9 ani. Da. Deși și aici a apărut o barieră când am făcut proba de șofer, zicea că nu se poate niciodată, nu pot, nu se poate, dar Dumnezeu a găsit o soluție. Și am făcut o școală de șofer pentru persoane cu dizabilități și de 9 ani de zile am permis de conducere și conduc o mașină și... Deci nu folosesc mijloacele de transport în comun. Spun eu că nu sunt accesibile și mă gândesc că multe alte persoane, din cele 7.000 de persoane, aproape 6.700 din Oradea, se chinuie totuși să circule cu transportul în comun sau cu taxiul care refuză. Mai e doar Mihai Neșu care are acea mașină adaptată pentru persoane cu dizabilități, care percepe 10 lei. Și duce omul de la el de acasă la destinația care își o dorește. Da. Părerea mea personală, Mircea, este că s-ar putea și în Oradea și ar fi de dorit să se achiziționeze autobuse cu
cu rampe pentru persoane cu dizabilități. De exemplu, am fost în Londra anul trecut, în aprilie, și am văzut peste tot, toate autobusele au rampă pentru persoane cu dizabilități. Ușor accesibil, accesibile în mijloacele de transport în comun. Nu vreau să spun nici peste tot. Cei care au fost în Londra poate să spună peste tot, orice instituție, orice clădire, dotată cu rampe speciale, ușor accesibile, cu lifturi, cu tot. Deci se poate și în Oradea, în special da. Oradea este un oraș super dezvoltat, pot să zic, și cred că am încredere că conducerea primăriei va lua măsuri și în direcția aceasta și vor face lucruri frumoase și pentru persoane cu dizabilități, cum au făcut din Oradea un loc frumos, un paradis, să zicem aici, pe pământ. Da, și CFR are multe probleme de accesibilizare, pornind de la vagoane, pornind de la peroane, pornind de la multe alte lucruri, și atragem atenția asupra acestui aspect, că în toată țara există dificultăți în circularea persoanei cu dizabilitate la distanțe lungi cu trenul. Da. Hai să zicem că nu poți să te plimbi cu mașina 12 ore și preferi să mergi cu trenul. Uite că el nu este bine pregătit ca să te primească să dormi în tren 12 ore, să o spunem pe cea dreaptă. Da, pentru mine e mai ușor pentru că conduc, mă duc cu mașina personală, e mai greu de cei care folosesc mijloacele de transport în comun. Da, da, sunt multe persoane care folosesc astfel de mijloace și... Da, 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 cele mai multe folosesc și ar avea nevoie urgentă de condiții de accesibilitate. Da, uite, vezi, toate lucrurile astea sunt probleme pe care persoana cu dizabilitate le are și le-a avut, le are și le va avea. Pentru că dacă statul român ne ignoră, atunci e o mare problemă. Spune-mi, când te-ai hotărât să devii un om care să motivezi? Că mă gândesc că trecând prin anumite stări, ai spus stop cu toată asta și vreau să fiu un speaker motivațional. Că așa am putea să numim ce tu vrei să faci. Da, da. Păi, eu de la început, de când m-am întors la Dumnezeu, am înțeles că copilul lui Dumnezeu și omul care este întâlnit cu Hristos după ce a aflat mântuirea, el nu poate să stea liniștit să nu ducă mai departe vestea aceasta bună a mântuirii. Și tot timpul în inima mea era dorință să vorbesc cu oameni despre Dumnezeu și despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Uh-huh. Și vreau să spun, Mircea, că ziceai că dacă am trecut prin anumite perioade, orice ce perioade au fost în viața mea, oricât de slab spiritual am fost sau cât de jos am fost, la pământ poate trânci de multe ori, niciodată n-am putut să mă opresc din a încuraja oamenii, din a face, chiar eu eram foarte descurajat și aveam eu nevoie de încurajare de multe ori, în multe situații, aveam nevoie de încurajare. Dar totuși ceva dinăuntru, și știu că asta este doar puterea lui Dumnezeu care mă motiva să fac ceva și să încurajez pe cineva. Nici o clipă nu m-am oprit, oricât de slab am fost spiritual sau în orice situație am fost. Nu m-am oprit nici măcar o dată în a încuraja și de a motiva oamenii să slujească pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu și nu doar să slujească pe Dumnezeu. Se poate în viața aceasta să fii și un om pe plan social, împlinit, chiar dacă ai o dizabilitate. Se poate. Spune-mi... Sunt atâte? Da, spune-mi, te rog, o persoană cu dizabilități care te-a motivat pe tine. O persoană în care, domnule, uite, m-am întâlnit cu ea și că e fată, că e băiat, om cunoscut, mai puțin cunoscut, care te-a motivat. Mai ales în momentele grele și ai aflat despre ea, ai văzut, eu știu, ai cunoscut-o în diverse întâlniri la biserică sau în alte întâlniri de persoane cu dizabilități care te-a motivat și a spus, ei, și eu pot. Deci, de aproximativ o lună de zile am întâlnit o persoană care știam despre ea doar, dar acum am întâlnit-o. A fost conferința, nu știu dacă ai fost și tu nici acolo, dar cred că și tu ai fost. A fost conferința Dragostea în Acțiune la Biserica Harul, în Oradea. Și acolo am întâlnit o persoană deosebită, cu handicap, care are exact distrofie musculară, ca așa mea, același diagnostic, așa o meu. Și persoana aceasta m-a motivat foarte mult și așa a avut un impact puternic în viața mea, pentru că am văzut că o persoană cu distrofie musculară, într-un cărucior de rotile, a terminat o facultate, a făcut un master, motivează oamenii, e foarte implicată, eu știu, să motiveze pe cei din jurul ei și
fata asta a avut un impact puternic în viața mea. O cheamă Lidia Leahu de la Arad. Da, e cunoscută și pentru presa românească, e foarte bine cunoscută și face și emisiuni la Alt FM. Și pentru Amos și pentru noi toți. Da, și pentru Alt FM face emisiuni. În care, văzând viața ei, Dumnezeu m-a motivat să fac și eu ceva. Și chiar pe mine acum am prins un curaj să mă înscriu la facultate la Arad. Anul trecut am fost motivat de o familie deosebită, familia Voiculescu de la Codlea. Și așa, am avut oameni în jurul meu care m-au motivat tot timpul, dar acum am o motivație specială să fac ceva pentru Dumnezeu. Dacă o fată ca și Lidia cu distrofie musculară, cu diagnosticul meu, cu probleme cu care le avem amândoi, poate să facă o lucrare așa de frumoasă, atât mai mult pot să fac și eu. Cu siguranță, și asta este un lucru minunat și o felicităm pe Lidia pe calea asta pentru tot ce realizează și ceea ce o vedem pe paginile de socializare, că ea este foarte activă în viața socială, dar și umană și cum vrei, și a persoană cu dizabilități, dar și de a reprezenta că persoana cu dizabilități are multiple abilități, nu dizabilități, ci multiple abilități. Deci limitarea fizică nu împiedică nici intelectul și nici capacitatea de a reuși în viață. Și asta înseamnă că și tu poți și cred că ăsta a fost declicul tău și cu siguranță nu te vei opri aici, ci vei da și altora o mărturie vie că se poate. Lidia a fost un exemplu, tu trebuie să fii un exemplu pentru ceilalți și uite așa se duc lucrurile bune acolo unde este nevoie, cel puțin dacă o singură persoană ne ascultă și sau va urmări această emisiune. Va lua mesajul care îi va prinde inima de Hristos, de partea eu pot, sunt capabil, Dumnezeu mi-a dat puterea asta, să am încredere în mine și în Dumnezeu, atunci noi am câștigat cel puțin un om. Și sunt în fel convins că Dumnezeu câștigă mulți oameni bucată cu bucată la vremea potrivită, pentru că gândurile noastre cu gândurile lui sunt o diferență de la cer la pământ. Exact, Mircea. Și dacă noi cu dizabilități putem cu atât mai mult, cei sănătoși care ne ascultă în terra asta pot să facă mai mult. Da, dacă avem în fața noastră cei care ne urmăresc și acum trece printr-un moment greu, dificil al vieții, nu știe unde să o ia, nici la sânga, nici la dreapta, nici înainte, nici în spate, ce îi recomanzi, ce îi spui acelui om, la fel ca tine? Ce să-i spun? Am trecut și eu prin perioade de felul acesta în care nu mai știam pe ce cale să o iau, dar dacă noi îl căutăm pe Dumnezeu în Scripturi și rugăciuni, Dumnezeu ni se descopere și degeaba câteodată trecem prin anumite situații, vin unii și ne încurajează, că Domnul e de partea ta și parcă cuvintele n-au niciun impact și n-au nicio putere asupra noastră, dar să spun că necazul sau problema sau încercarea în care se află persoana respectivă nu o să fie veșnic și să aibă încredere și speranță în Dumnezeu că Dumnezeu va duce clipa și momentul în care îl va elibera și în care îi va da putere și în care îl va călăuzi ce decizie să ia, dacă este la o răscrucere bună. Îmi aduce aminte că cred că de mai impact este o persoană la fel ca tine decât una pe picioare, așa este? Cum ai spus? De impact pentru inima ta, de încurajare, o persoană la fel ca tine este mai de impact pentru inima ta decât una pe picioare, așa este? Cam așa cred că s-a cam produs și la tine de clicul ăsta. Da. Deci, e clar, e cineva care e în situația mea, care trece prin aceeași situație, prin aceeași probleme, prin aceeași boală, e altceva. Pentru că mă gândesc că vii tu cei care ai tot, vii, ai pe picioare, poți să te descurci și vii să-mi vorbești bine unul în căruț. Nu? Parcă e paradoxal. Dar paradoxal este și când o persoană în fotoliu rulant este plin de bucurie, plin de Dumnezeu, plin de viață și una pe picioare este dărmată de tot. Ce se întâmplă în astfel de situații? Mai repede, da, spuneam că o persoană cu dizabilitate, ca și tine, este fericită și cu dizabilitatea, o acceptă, este fericită, este cu Dumnezeu și alții vin, tu fericit, dar de ce? Nu te uiți la tine cum ești,
Dar el, dincolo de cuvintele pe care se le spune, el este tare trist și frustrat și nereușit. Și cum vezi treaba asta? Cele două lucruri distincte, când ar trebui să fie invers. Persoana în cărucior să fie cea tristă și deprimată și căzută și celălalt fericit. Diferența o face relația cu Dumnezeu. Poți să fii încărucior și fericit, poți să fii la fel de bine încărucior și nefericit. Poți să fii sănătos și nefericit sau sănătos și fericit și împlinit și un om mulțumitor înaintea lui Dumnezeu. Diferența o face nu încăruciorul tine, nu, eu știu, un handicap sau sănătatea, a avea sau nu avea sănătate. Nu asta aduce fericirea în viața noastră, ci relația cu Dumnezeu. Deci din Dumnezeu vine toată treaba aceasta. Deci din moment ce noi vom căuta să avem o relație personală cu El, să citim Scriptura, să avem o viață de rugăciune, să-L căutăm pe Dumnezeu pe inimă sinceră, Dumnezeu se va uita găsit și în felul acesta Dumnezeu va fi pentru noi o sursă de inspirație și o sursă de putere să înaintăm pe cale. Cât de greu este să fii, ca să spunem așa, moral, etic, într-o lume atât de imorală, mai puțin etică, legalistă și legală într-o lume ilegală, știi? Cât de obiectiv poți să fii într-o lume subiectivă? Ar putea fi întrebarea. Da. E foarte greu într-o lume plină de păcat, de imoralitate, să te păstrezi curat, dar dincolo de toate lucrurile acestea, nu e imposibil. Avem un Dumnezeu care, dacă suntem într-o relație cu El, relația cu El ne va ajuta să depășim orice situație, orice plăcere și orice poftă, ne va ajuta Dumnezeu. Și doar pe ajutorul Lui. Deci în vremurile care trăim, doar o relație personală cu Dumnezeu ne va ajuta să ne păstrăm curați, să putem să slujim pe Dumnezeu, să fim bucuroși împreună cu Dumnezeu. În afară de proiectul psihologie, ce mai ai pe mai departe să realizezi? Vise de împlinit? Mi-aș dori să mă implic mai mult, să ajut persoane cu dizabilități, să încurajez persoane cu dizabilități, să încurajez persoane cu dizabilități, dar eu aveam un vis, în urmă cu ani de zile și încă n-am renunțat, îmi doream să am un orfelinat în care să cresc copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta era ținta mea în urmă cu câțiva ani de zile și încă nu m-am pierdut-o și încă mai sper că va fi lucrul acesta. Aș vrea să mă implic într-o asociație pentru persoane cu dizabilități, să fiu mult mai implicat, să fiu un ideea mult mai de folos, dar deocamdată aștept să sunt la nivel de plan, o să vedem. Da, și asociația ridică deși umblă. Te așteaptă aici la Oradea să te implici din toamnă și te așteptăm și în tabără, da. Te așteptăm să guști din lucrurile frumoase ale asociației. Să fie în tabără de luni până vineri, să fie în două stadă până de obiectiv în tabără și slujesc aici împreună cu ei, dar cu bucurie și împreună cu voi am disponibilitate. Bun. Cred că proiectele sunt foarte frumoase și este foarte bine că te implici, asta te ține în formă, dar cred că în viața ta a existat poate și un vis care nu poate fi împlinit datorită dizabilității. Există așa ceva? Cum ai spus? Ziceam că datorită dizabilității poate că există vise neîmplinite, pentru că acesta a pus oarecum o barieră între vis și dizabilitate. Dizabilitatea a pus barieră de a îndeplini acel vis. Ți-ai dorit să faci, cum ai, ți-ai dorit acest cămin pentru copii ca să-i crești pentru împărăția cerului? Mă gândesc că dacă erai pe picioare, erai bine, îți doreai ceva să devii în viață și să reușești. A fost așa ceva în mintea ta? Dacă eram pe picioare, făceam lucrul ăsta. Dacă, nu știu. Mă gândesc. Eu cred că dacă eram pe picioare, nu eram așa de folos pentru ce nici lumea și nu aveam gândul de felul acesta în a ajuta și m-a implicat să ajut oamenii mai mult. Cred că dizabilitatea aceasta a fost un ajutor pentru mine. Nu ăsta, și-o văd ca o binecuvântare, nu ca altceva. Deși ca orice om, mi-aș dori câteodată să umbi jos de picioarele mele, să merg să stau undeva în pădure, să merg pe jos, să vizitez anumite zone, munții. Sunt un om care îi plac munții, călătoriile foarte mult și
nu pot să fac lucrul acesta, dar eu cred că dizabilitatea mea nu o să mă împiedice să îmi duc visul la îndeplinire. Dacă vrei cu adevărat, poți să faci ceva, chiar având o dizabilitate sau o boală, foarte grea. Da, cred că deja le dai viteză serioasă și de gândit celor asemenea ție și multor altor persoane care au spus până acum nu pot. Și asta, dragi prieteni, gândiți-vă bine că nimic, nici fotoliul rulant, nici problema de vedere, nici problema de auz nu te poate opri să realizezi ceva. Felicităm și pe Mihai Tarău, care a, cu toate că are deficiență de auz, a terminat facultatea de jurnalism. Deci rețineți în București, deci o performanță frumoasă. Felicitări și mamei Ionica Tarău, care a fost întotdeauna acolo și este mereu lângă ei și lângă alte persoane cu deficiențe de auz care au luat note frumoase la examene și au trecut cu bine. Felicitări fiecăror dintre ei și să reușească pe mai departe și tuturor care au reușit în toți anii și în acest an și au îndeplinit vise care păreau doar un vis și de acum au devenit realitate. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să fie de folos acestei societăți și să fie luat în seamă de societate. Mulțumesc de asemenea, Ovidiu, că ai fost aici împreună cu mine și ți-ai deschis inima pentru prietenii mei și sper să mai avem ocazia de a vorbi despre proiectele pe care tu le faci, despre implicarea ta în cadrul bisericii, în cadrul asociațiilor de persoane cu dizabilități și alte proiecte sociale care să motiveze persoana cu dizabilitate de a face ceva concret pentru ea. Doar uniți reușim împreună, altfel nu vom reuși nimic, dar dacă doar unii îi lăsăm că lasă să-ți bată ei și noi stăm și aplaudăm de pe margine și cred că vom avea multe lucruri de aflat de la tine. Mircea, eu îți mulțumesc pentru invitația care mi-ai făcut-o. Acum a fost pentru prima dată când particip la emisiune așa, în direct, live, e pentru prima dată. Poate că am avut emoții, poate că am fost un pic cu bâlbe, dar asta e. A fost de început și... Eu spun că fiecare... Fiecare emoție are... are specificul ei și are ceva de transmis și întotdeauna există un început în toate și merită să spui mai departe și când ai curajul și ocazia, fă-o pentru că Dumnezeu te cheamă la astfel de lucruri, ne-a motivat pe cei din jurul tău. Mulțumesc, Mircea, ție și tuturor celor care ne-au ascultat în seara asta. Îi salut, harul, pacea și binecuvântarea Domnului și de azi la luptă. Corect, la luptă, dragi prieteni, veți găsi această emisiune pe YouTube, veți găsi această emisiune și pe Radio Glas România și pe Lumea în Obiectiv, pe Radio Prompt Online și prin Mircea Cosel Bratosin, dar și Ovidiu Milian. Acolo veți găsi această emisiune. Dacă v-a plăcut această emisiune, o dați share mai departe să afle toți cât se poate lupta și să mergi mai departe ca un războinic, pentru că doar suntem viteji. Așa i-a spus Domnul lui Gedeon, fii viteaz și fiți niște viteji care glorificați de fiecare dată. Seară frumoasă, să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Noapte bună!